fără cununia civilă nu putem să numim pe cineva soț și soție, pentru că Gelu și Maria au ales casa Domnului, această biserică binecuvântată, o biserică veche care anii aceștia împlinește aproape 80 de ani de când a luat ființă această biserică. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că au fost generații de oameni care au trecut pe aici pe la altar, s-au cerut binecuvântare peste ei și au ajuns oameni mari, au ajuns să fie oameni cu copii mulți și Dumnezeu i-a folosit în lucrarea Domnului, pe alții în vestirea cuvântului, pe alții păstori, pe alții învățători, iar pe alții Dumnezeu i-a făcut să fie proroși. Slavă Domnului! Având în vedere că și în fața noastră, și înaintea lui Dumnezeu mai mult, avem această tânără pereche pe fratele Gelu și pe sora Maria. Vreau să vă spun că și oamenii aceștia sunt niște oameni care l-au ales pe Dumnezeu. Chiar dacă lumea vorbește treaba lumii și vorbește, dar eu vreau să vă spun că și oamenii aceștia l-au ales pe Dumnezeu. Ori de câte ori s-au lucrat aici la biserică, Gelu, când a venit de afară, o știut să vină la drept la lucru aici și o știut să băge mâna în buzunar, așa cum spunea fratele păstor, fratele Sandu, și-a ajutat lucrarea Domnului și zic ca Domnul să-l binecuvânteze. Amin. La fel Maria. Nu a venit acum de afară pentru că părinții au învățat-o dărnicia și-a adus parcea, Domnul a adus-o la biserică și a spus pentru Domnul dau acești bani. Și s-au fost trecuți în registrul bisericii. Gelu și Cuscle, cum vrei să-ți spun, a ajuns vremea în care să stai înaintea lui Dumnezeu și înaintea bisericii. Îți spun această întrebare care este valabilă aici pe pământ până când vei merge în veșnicie. Amin. Dă bunăvoie și nesili de nimeni. Ia-i în căsătorie pe Maria. Da. Da. Până când vrei să păstrezi acest legământ? Până la moarte. Până la moarte, spunea Domnul să te binecuvânteze. Amin. Și așa cum scrie în Sfânta Scriptură, nimic să nu vă despartă. Amin. Decât moartea. Amin. Slăvit să fie numele Domnului. Amin. Acum eu sunt lângă mireasă și vreau să o întreb să auziți ce dumneavoastră. Eu am întrebat-o și vineri seara, dar dacă din dragoste și neselită de nimeni mergi în căsătorie după gel. Da, din dragoste și neselită. Slavă Domnului! Amin! Acum, eu aș vrea să spun câteva lucruri, frații care sunt mai în vârstă le știu. Nu știm ce ne aduce viața și viitorul. Vrem ca partenerii noștri de viață să fie sănătoși, să fie tot ok între noi. Însă se întâmplă uneori că vin necazurile, problemele, boalele peste noi, încercările. Te întreb, Maria, dacă ești decisă și hotărâtă să-L urmezi pe Gelu și atunci când va fi bolnav și în suferință și în strâmtorare și în încercare. Domnul să te vină. Amin. Apoi, o întrebare logică. Până când vrei să fii soția lui Gelu? Domnul să vă binecuvânteze. Amin. Acum voi o să îngenunchiați. Cu toții vom veni înaintea Domnului în duc de rugăciune. În primul rând eu mă voi ruga Domnului pentru mire și pentru mireasă. Dumneavoastră mă veți însoți, apoi fratele Serion. Părinte scump și veșnic din ceruri, aleluia. Ne închinăm înaintea Ta în această zi frumoasă, da, și minunată, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și îți mulțumim că prin multele necazuri care le avem pe acest pământ, astăzi ai făcut o zi de bucurie, da, în care doi tineri, Doamne, pe care Tu îi cunoști, Gelu și Maria, au depus jurământ aici, în fața noastră, în fața Ta și în fața altarului, că vor fi nedespărțiți până la moarte. Amin. Noi am auzit această hotărâre, Doamne, și vrem să o întărim. Amin. Și vrem să cerem de la Tine peste ei protecția Ta. Amin. Cerem de la Tine peste ei autoritatea Ta. Amin. Te rog în
însoțește și călăuzește în toate zilele vieții lor. Păi, Doamne, să se iubească cu o iubire veșnică, cu o iubire sfântă și neprefăcută. Vrem, Doamne, ca zilele care le vor trăi împreună pe acest pământ să aibă copii, Doamne, să aibă o familie fericită, întotdeauna să aibă pâine să pună pe masa lor și te rog ca în familia lor să dăinuiască pacea și liniștea ta divină. Nu lăsa pe nimeni să-i despartă, Doamne. Amin. Și atunci când greutățile și necazurile vor veni peste ei, ajută-i să fie una, așa cum Tu dorești și cum Tu ne-ai învățat. Te rog, Doamne, dă-le multă sănătate. Amin. Dă-le multă înțelepciune. Amin. Ajută-i să pune umărul la carul Evangheliei. Ajută-i, Doamne, în momente grele să ridice privirea spre Tine. Amin. Să înțeleagă că și numai de la Tine vine ajutorul și izbăvirea. Și când lumea întreagă și diavolul se va ridica împotriva lor, te rog, Tată, ține-i în mâna Ta, ține-i în brațul Tău și pune în mâna lor steagul de biruință. Aleluia, slăvit să fie numele Tău. Cred din toată inima că vei face din această familie o familie puternică, o familie corectă. Evanghelia Ta are nevoie de familii corecte, de oameni corecți. Păstrează-i, Doamne, neîntinați. Te rog, Doamne, întotdeauna uită-Te peste ei și nu-i lăsa nicio clipă de sub supravegherea Ta. Doamne, fă-i, te rog, încă o dată o familie sănătoasă, o bucurie pentru părinților și o bucurie pentru copiilor care vor veni și o bucurie pentru Tine și pentru biserica Ta. Mulțumim, Doamne, că vei ridica din ei, Doamne, oameni valoroși, oameni de valoare, oameni care să-ți poarte numele Tău cu demnitate și cu cinste. Îți mulțumim pentru toate, Doamne, încredințăm în mâna Ta și în brațul Tău. Și te rog ca Tu să le dai și binecuvântările de sus și binecuvântările de jos. Toate acestea, Tată, le-am cerut în numele Domnului Iisus și îți mulțumesc. Amin. Îți mulțumim, Doamne, Dumnezeul nostru, pentru că ai îngăduit această zi binecuvântată pentru Gelu și Maria. Îți mulțumim, Doamne, pentru că oriunde genunchiat înaintea Ta și înaintea altarului. Și te rog frumos, Doamne, întinge-ți în mâna Ta cea sfântă spre ei, ca semn de binecuvântare. O, Domnul meu, te rog pentru această tânără pereche, binecuvântează-i Tu. Doamne, dăruiește-le sănătate. Dăruiește-le familie curată, dăruiește-le copii, Doamne, binecuvântați de Tine, și fă ca Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să fie peste ei. O, Doamne, atunci când vor ridica glasul spre Tine, te rog, ascultă-i. Te rog, Doamne Iisuse, cercetează-le inima. Iar atunci, Doamne Iisuse, când nu știu unde să apuce, te rog, rezolvă-le Tu problema, pentru că Tu ești Dumnezeu. Binecuvântează-i, Doamne, în familia lor. Binecuvântează, Doamne Iisuse, căminul lor. Și fă ca Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, să fie peste ei. Aleluia. O, Domnul meu, mă rog pentru părinților. Doamne, întărește-i și pe ei. Dăruiește-le sănătate, Doamne. Și prin învățătura lor frumoasă, Doamne, ei să crească, Doamne, spre mântuire și spre lucrarea Ta. Doamne, binecuvântează biserica Ta. Binecuvântează, Doamne, nuntașii care au venit în ziua de astăzi. Răsplăcește-le la toți cu viață veșnică. Noi ne ridicăm mâinile, Doamne, după ei. Și te rog, pune-ți mâna Ta de Dumnezeu. Mâna Ta puternică. Mâna Ta plină de balsam vindecător. Astăzi și în tot timpul. Amin. Fraților, problema cu verighetele o rezolvă fratele Simeon. Vreau să vă arăt aici, de fapt noi l-am văzut și nu puteam să oficiem căsătoria religioasă fără certificatul de căsătorie care s-a eliberat astăzi și vrem să vă spunem că cei doi sunt în regulă și din punct de vedere pământesc și din punct de vedere duhovnicesc. Așa că, așa cum am auzit și au auzit și azi dimineață la ofițerul stării civile, ei sunt egali în drepturi.
Dar Biblia ne spune că certificatul sau responsabilitatea o poartă bărbatul care este capul nevestei. Amin. Amin. În ceea ce privește verighetile, reprezintă legământul între soț și soție. Bine, cu ani în urmă nu se făcea la noi lucrarea. Nu suntem împotrivă. Dar nici împotrivă nu suntem. Acum, pentru că suntem la un eveniment de felul acesta, îi rog să se întoarcă unul cu fața spre celălalt. Fratele Mire va lua inelul și va putea Maria pe deget, iar Maria îi va putea lui fratele Mire, gelul. Ce chestie! Și acum vom rosti o binecuvântare. Voi să rostiți după mine. Nu sta de mine să te las. Nu sta de mine să te las. Unde vei merge tu, acolo voi merge și eu. Dumnezeul tău va fi Dumnezeul meu. Facă-mi Domnul ce va vrea, dar nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Amin. 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 Având în vedere că și Gelu și Maria vor oficiați starea civilă și partea religioasă la biserică, fratele păstor i-a declarat soțul soție, să stă ca Domnul să-i binecuvânteze. În timp ce frații noștri cu fanfara vor cânta o cântare, Mirele și Mireasa va sta la ușă și fiecare vom da mâna cu ei și vom felicita. Iar după aceea, toți frații și surorile care sunt invitați vom merge frumos într-o coloană până la cămin, acolo vom servi masa și vom avea bucurie în continuare, zice ca Domnul să ne cerceteze. Nu, 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 nu
Casă de piatră? Ia, mule! O să mă ies mai Trăiască nașul! Casă de piatră. Zăcheta pe stâncă. Dacia. Dare de la Domnul. Împreună cu Domnul. Și Îngerii Domnului să te părască în jurul catecului. Noi dăm de aici. E mai. Să
Thank you.
facem voluntar, să încărcăm pirul și după aia. Împreună cu cei care la nunta voastră au venit, drum bun vă urăm pe cale, un drum lung și fericit. Și pe lângă toate acestea, haideți pe Iisus să-L rugăm, ca El să fie călăuza drumului ce vi-l urăm. Drumul să vă fie doar senin și cărarea fără niciun spin. Călăuză să-L aveți pe El, doar pe El, la nevoie să străbateți drumul lent. Drumul să vă fie doar senin și cărarea fără niciun spin. Călăuză să-L aveți pe El, doar pe El, la nevoie să străbateți drumul. Dacă nu cârtiți nici când, și problemele în viață le veți trece rând pe rând. Drumul să vă fie doar senin și cărarea fără niciun spin. Călăuză să-L aveți pe El, doar pe El, la nevoie să străbateți drumul greu. Drumul să vă fie doar senin fără niciun spin. Călăuză să-L aveți pe El, doar pe El, la nevoie să străbateți drumul greu.
La țigă tu nu cedezi, ca pe Iisusă, ca pe Iisusă urmezi. La țigare nu cedezi, ca pe Iisusă, ca pe Iisusă urmezi. Amin! Frate Sirion, la botezul din Vita de Cântii. Când au fi doctor. Să mă chem, frate Sirion. Uite, amin, amin. N-am ce să mai puteam să. Livius, tu ești botezat. Dar faci cu stacatură, ca la mamat. Bine? Vă rog aplauz pentru Daniel Lisa, cel mai mare acordeonist după mine. Eu primul. Merenia! Nu, fără rit, că o luăm așa mai multe. Nu, aceeași cântare, dar o trebuie din ce în ce mai tare. Fiată. Fraților, credința noastră s-o păzi, de pe drum cruce să Oh.
atunci mai bună, îl întrebă și după aia de lucrurile mine. Uite că, numai puțin, ce vă vreau să se întâmplă? Eu din anul am dus în soțul că aveam 4 ani. Atunci vreau să vreau mai bună soț, stare puțin. Să vezi mica să faci armată. E, am avut nimă. Nu ai știut, la mine a lucrurile să vezi. Auzi? Numai puțin, nici nu-mi levar din Biblie. Să vedeți la Biblie. După ce omul căzut din păcat, e intră în Dumnezeu, în grădină și treabă, asta e o salsură acum în acolo. Și întotdeauna lucrul tău să-l sfârșești cu Dumnezeu. Dacă ne-am rugat la biserică, e bine să ne rugăm și aici, la Căminul Cultural, ca Dumnezeu să binecuvânteze mirele și mireasa. Amin. Ca Dumnezeu să binecuvânteze darurile care sunt puse și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Stăpân al cerului și al pământului, venim în ziua de astăzi înaintea ta. Venim să-ți mulțumim pentru că ne-ai ajutat să ajungem până aici. Te rugăm în mod deosebit pentru mirele și mireasa care ne-ai invitat să-i binecuvântezi tu. Binecuvântează, Doamne, neamurile care veni cu această ocazie. Binecuvântează întreaga nuntă. Iar în mod deosebit pentru bunurile de mâncare care sunt puse pe masă, sfințește-le tu. Curățăște-le tu, mâncând în ele, Doamne, ajută-ne să bucem să-ți facem voia ta. Binecuvântează bucătăresele, pe cei ce pun în masă, cercetează-ne pe toți prin Duhul Sfânt și fii cu noi. Amin. Vă rugăm să ocupați locul la masă și vă spunem poftă bună. Nu le mai trebuie, auzi.
M-or bătut. M-or scos din asta. M-or scos cu castronul. Da, da. Asta? Nu, Nu mai trebuie.
fratele Simion Văsânde. Dar mie îmi place. Dacă spune un om, știu. Văsânde! Care? Nu a fost Victor Ciocă. Atențiune! Să nu vă dați cu Thank you.